Eu sunt de Dr. și bine v-am regăsit cu un nou episod din seria noastră de Minecraft Survival Games. Suntem aici pe mapa Turbulence și înainte să începem, dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu cât mai multe episoade, nu ezitați să apăsați și voi pe butonul de like, să strângem cât mai multe pentru acest episod. Am văzut că seria de Survival Games este ceva mai apreciată în ultima vreme, pentru că probabil am rămas printre singurii care mai fac Survival Games în România, ceea ce e... În fine, ați înțeles voi ce vreau să zic. Prin Survival Games în România mă refer constant și asta mi se pare destul de în regulă, așa că de acum seria principală de Minecraft va fi doar Survival Games, nu mai postăm alte porcării. Seria de Skyblock va apărea o dată sau de două ori pe săptămână, depinde de ce timp am, pentru că la seria de Skyblock, dacă construiești ceva și fac un speed up, și fac un speed up drăguț, acolo merge totul frumos. Mama, deci holy fuck, este cineva peste drum, un copil care cred că mă cunoaște și de fiecare dată când se vede pe geam că, gen, nu știu, mie nu-mi place să stau cu, cum îi zice, cu jaluzelele trase, tipul ăla mă vede când stau la PC și îmi bagă o lanternă din aia cu rază lungă, din aia varta, îmi bagă fix în ochi, frate. Am și eu una de aia, ce-i drept, dar... Bă, frate, gata, stop, nu știu dacă te uiți la mine, dar nu mai băga LED-ul ăla în ochi, că e nașpa. Și da, bă, băieți, astăzi vreau să vă zic că mă simt destul de nașpa și nu știu cât de bine o să joc, dar chiar vreau să intru măcar în deathmatch, îl postez poste dacă intru în deathmatch, pentru că, efectiv, nu știu, dar astăzi mă simt atât de rău, am avut 2 ore de mate de geometrie consecutive, adică eu în general am algebră, geometrie, cred că toți aveți așa, pentru că e mult mai normal și logic, dar eu am avut 2 ore de geometrie azi și ne-a predat ariile și ne-a pus cu sinusuri chestii pe care încă nu le știm, gen le învățăm la sfârșitul semestrului, la sfârșitul anului și bă, să le aveți, că e bine să le aveți, da, e bine să vă crape capul, da, de ce nu, nu? Da, foarte corect, nu? E bine ca la copii să crape capul, da. Deci, frate, nu mai puteam, la a doua oară a doua oră simțeam că mor și acum mi-e rău de nu mai pot. M-am culcat pentru prima oară, adică, na, în fine, pentru prima oară anul ăsta, la amiază, ceea ce e extraordinar. Adică, în general, nu mă culc, pentru că, nu pot să dorm, nu știu, nu-mi place să dorm când e lumina afară, dar, efectiv, astăzi nu mai puteam, eram terminat și m-am pus în pat de anume, bă, frate, dormi corp prost, just dormi. Pentru că mă simțeam atât de nașpa, încât, nu știu, dar era chiar foarte nasol. Hai să urcăm pe chestia asta. Ok, se poate urca, aparent, destul de easy. Nu, vreau să iau tairul de aici, că după aceea plec și până mai pică un iron, cine știe. Da, nu mi-a picat niciun iron, destul de ok, bun. În regulă, să zicem că e bine și așa. Sper că vezi că fix în următorul chest iron. Chiar mi-aș dori, pentru că... Da, de unde? În fine. Și acum mi-e rău, dar în fine, totuși vreau să pun un episod de Survival Games ca să nu îmi pierd activitatea. Bă, la Hello Neighbors o să mai facem episoade, pentru că totuși, chiar dacă n-au fost așa de multe vizite, o să zic vizite și nu știu de ce zic asta, dar îmi place cum sună. Nu știu, am văzut așa cât de susținere și unele persoane mai vor Hello Neighbor, așa că o să postez, pentru că, nu știu, mi se pare așa să, dacă tot anumite persoane îl vor, măcar să postez pentru acele persoane, știți ce zic? Mă, și tu nu mai fugi, măcar tu nu fugi. Cu ghepălul tău mâncat, femeie mea, am mâncat ghepălul, dar eu îl vroiam, adică, pui mei, ok, tipul ăsta era efectiv paralel. Chain helmetam. Hai că e bine, avem chestii decente. Cavebo, nu îl folosesc. Hai bă că stăm bine. Avem un... Mamă, ce greu mor ăștia, frate. Mă enervează. Înainte, când jucam pe Badline-ul vechi, pe Badline-ul 1.0, frate, era, deci, era atât de chill game-ul. Se termina un match în... Nu știu. Știu că record am avut pe Badline de filmat, episod. Am avut 4 minute sau ceva de genul, da, gen episod așa, nu că mor toți din spawn sau chestii de genul ăsta. Și frate, ia, e vreo diferență între ăștia doi? Nu, tot aia. Ok. Nu știu, adică în trecut mergea atât de repede și acum merge atât de greu și nu-mi dau seama de ce. Adică probabil că acum mulți se duc după prostia aia de
Mama, stai, hai că pot să-mi fac sabie de iron. Cum se cheamă? Supply drop-ul și probabil de asta s-a lungit foarte mult game-ul, dar în fine. Hai să facem sabia asta. A ieșit Donald Trump, destul de nașpa, zic eu, adică, nu știu, na, în fine. În definitiv e treaba lor, doar că, sincer, eu vreau să nu prind un război, cel puțin nu deocamdată. Hai mă, că mai suntem 6 player, nu mai suntem chiar așa de mulți. Hai să intru în deathmatch, please, roagă-te, Turtle, să intri în deathmatch. Bă, dar nici un player ești prost. Și sunt pe 1-8, într-adevăr. Pe 1-7 și eu. Degeaba mult, adică gen mulți mi-a zis că n-am voie cu F3-au, dar ok, chiar dacă poate că aș putea să scap repede de bani sau chestii de genul ăsta, parcă totuși nu pot lăsa F3-au. E destul de ciudat, dar efectiv nu-l pot lăsa pentru că fără ar dura mult prea mult meciurile și ar fi deja foarte plictisitor. Adică să fim serioși, uite, dacă eu nu-l găseam pe playerul ăsta, mă duceam după ăla care era tocmai sus acolo și sincer chiar ar fi nașpa să fac videoclipurile fără F3-a. Știu că poate că e mai, adică na, e periculos să-mi baneze contul pe Badline, dar în fine, nu știu, eu mă risc pentru că, în definitiv, nu e o chestie atât de gravă, la urmă urmei ar trebui efectiv să-l blocheze, de ce nu-l blochezi pe 1-7, adică, la urmă urmei glitch se poate chema și, ia mă. Glitch se cheamă, na, și faptul că faci block hit și nu l-au blocat, adică, pui mei, nu știu. A, mă, bunule. Mamă, ce laghe. Just bad line, nothing else. Hai mă, să-i vedem pe ăștia. Vreau să-i văd pe ăștia cum se bat și gen. Da, tipul ăla fuge. Hai pe tipul ăsta. Bă, s-a dus unul după altul sau? Da, mă, da, FNS, pune-l acolo, hai. Holy fuck. Nu! Ok, bă, băieți, cam atât ar fi și cu acest episod, deci, nu mai suport survival games-ul de azi. E grav, m-am plictisit rău de tot, nu mai pot, nu mai gata, deci, na, îmi cer scuze, știu că de obicei fac meciuri mult mai bune de atât, dar efectiv, mi-e rău de nu mai pot și, na, nu știu, am vrut totuși să postez ceva pentru că mi s-ar fi părut aiurea să nu mai postez pentru că, na, nu știu, în fine, eu am vrut să, nu știu, să fac oarecum un program mai bun cu canalul ăsta, dar, frate, voi ați văzut ce lag e, deci n-am ce să fac, uite, hai să ne bat, da, și aici e lag. Mhm, da, mhm. What the fuck is wrong with this game? Pică serverele. Deci așa era și pe Chaos. Holy shit. Adică, frate, e chiar enervant. Lag. Da. Holy fuck! What's wrong with this game? Da. După cum spuneam, deci, la tipul ăsta uitați-vă și voi, am pus FNS și efectiv nu mai contează. Deci, da. Bad la NSG, nothing else. Ok, deci super lag aici, n-ai ce să faci. Ce zici acolo? Your game has been updated. Ce e asta, mă? Holy shit. Un emerald hacker. Da, nu e ca și cum dacă e hacker și e emerald, nu e ca și cum ar fi hacker și în gold, adică, în fine, tot aia e. Bun, hai să mai jucăm un match. Poate ăsta nu are lag, deși, după cum am văzut, da, nu se duce rău. Easy. Bă, frate, de ce e cancer rău de tot jocul ăsta? De fapt, nu jocul ăsta, serverul ăsta și mă enervează faptul că oamenii nu intră pe Chaos, frate, adică ai intră și tu în FNS și lasă-mă în pace. Vezi de viață. Ah, mă, ești nebun. Ok. Da. Super leggy. Mam, da. Deci,
Logica bad line-ului. Ăsta m-a condus tot game-ul, deci tot jocul m-a condus. M-a băgat un FNS pe acolo, că nici nu-l vedeam. Și tot eu îl bat. Și, gen, e și în defavoarea altora, pentru că dacă ar fi doar în defavoarea mea, normal că m-aș enerva și nu m-aș mai juca, dar... Gen, nu știu, e așa iurea când vezi că... Mă, slabule! Pune-ți bă FNS mai repede. Uite, acum o să mă bată, pentru că e și normal să mă bată, să fim serioși. Nu e normal, adică, nu știu, eu așa prevăd game-ul ăsta, că mă bate, pentru că m-am condus și aia e, dar... Aș mă, stai acolo. Stai culcat. Okay. Easy, fraiere. Ok. Da, m-a bătut pentru că, na, era logic, da, efectiv... Nu știu, joc și eu meciurile astea, gen, ca să compensez faptul că nu prea s-a jucat în game, ceea ce m-a enervat foarte tare. Ideea e că, na, mă simt și rău tare și nici nu prea pot să joc, adică n-am reflexele atât de bune ca altă dată, în general, văd FNS-urile sau... le ocolesc, dar efectiv acum sunt la debitul ăla de Minecraft, în care doar joci înainte, știi ce zic? Prin zi, tu te faci full și câștigi, dar efectiv nu mai pot, frate, e enervant și... Haide, mă, fenesistule! Pyro! Hai, mă, plus! Ok! Da, na, adică aici te aștepta, aici a fost ok, s-a dus lagul, dar da, bă, băieți, cam atât ar fi și cu acest episod din seria noastră de Minecraft Survival Games. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Turtle și ne revedem ca de obicei cu următorul episod, pa, pa!